De astăzi, Teatrul Românesc este mai sărac după anunțul venit de la Teatrul din Constanța. Este doliu un teatru din România, motivul fiind decesul actriței Ileana Ploscaru la vârsta de 92 de ani. Originară din Cluj-Napoca, regretată actriță debuta la 20 de ani pe scena Teatrului de Stat din orașul natal în 1951. Exact după 10 ani ia decizia de a se transfera la Teatrul de Stat din Constanța în 1961, loc de unde nu va mai pleca până la retragerea din activitate. A avut o carieră de 65 de ani pe scena Teatrului Românesc, dintre care 55 doar la Constanța, și a încununat cariera cu cel puțin 9 premii importante, dar și apariții pe marele ecran în 5 producții cinematografice, dintre care cea mai cunoscută fiind Faleze pe nisip în 1983, în regia regretatului Dan Pița. În 47 de ani de teatru radiofonic, Ileana Ploscaru a jucat în 16 producții în regia unor nume importante și alături de actorii mari ai acelor vremuri. În urmă cu 6 ani, ca un omagiu adus carierei sale de 55 de ani de teatru, la debutul stagiunii avea să apară o carte biografică scrisă de Constantin Paraschivescu și Irina Zlotea, sub numele de Ileana Ploscaru, Teatru, Teatru și iar Teatru, fiind o antologie teatrologică cu întreaga carieră a marii actrițe. De câteva minute bune, cuvintele refuză să mai iasă. Doamna Ileana, cea care mi-a fost mai întâi profesor, iar apoi colegă de scenă, a plecat la stele. Drum bun, om minunat. Dumnezeu să te odihnească în pace, a precizat actorul Dan Cojocaru, un bun prieten al actriței.